Tu ce trăiești în crudați nepățare și te numești urmașa lui Isus. Te-ai întrebat, nu ai nimic de spus mulțimii ce se îndreaptă spre pierdare. De atâția ani asculți cuvântul sfânt, te rogi și cânti mereu în adunare, dar nu înțelegi în alta ta chemare, nici rostul care îl ai pe acest pământ. În jurul tău, atâția oameni pierd, robiți de patim și de pofta firii. Le-ai arătat tu calea mântuirii? L-ai îndreptat privirea către cer? Sau crezi că e de ajuns să porți un nume? Că ești creștin, că tu ești mântuit? O, tu nu vezi că singur te-ai mințit și viața ta e cea care o spune. Ne-am închistat în forme și șabloane, în datini și tradiții omenești. Peste lumina lui am tras obloane și în lume suntem țarbezi și lumești. Ne-a dat Iisus o mare întărcinare, înainte de a se fi urcat la cer, și așteaptă să o împlinim în ascultare și în dragoste pentru acei ce pierd. De ce tăceți? N-aveți nimic de spus. Nu vă frământă soarta omenirii? Trăziți-vă, văd sălii ai mântuirii. Trăziți-vă, urmați-a lui Iisus. Amin. Amin.